și bine ați venit în bucătăria mea. Sunt Gina Bradea. Haideți să pregătim împreună o salată de morcov, o salată coreeană, așa se numește. Se gătește în zona noastră de foarte mult timp. Are influențe din Republica Moldova, rusești, nu știu exact de pe unde, dar pe vremuri mamele noastre aici în zonă o făceau fără coriandru. Acum am văzut și coriandru pus. Este excelentă salata, plină de vitamine, o minunăție. Musai să o faceți, muncim 10 minute. Haideți să vă arăt ce folosim. 500 de grame de morcov, dat pe răzătoarea mare, sare, piper, o jumătate de linguriță de coriandru măcinat, 1-2 căței de usturoi, o linguriță cu miere de albine sau zahăr brun, 2-3 linguri de ulei de măsline, 2-3 linguri de oțet după gust. Pregătim marinada pentru salată. Punem uleiul, oțetul, mierea de albine sau zahărul, sare, un vârf de linguriță de piper, coriandrul, este foarte important coriandrul la această salată, usturoiul pisat și amestecăm totul foarte bine. Turnăm sosul peste morcov. Și amestecăm totul foarte bine. E gata salata noastră în 10 minute. Vitamine din belșug, avem morcov crud, avem usturoi, avem miere, oțet, ulei de măsline. Extraordinar de bună este salata. Așa arată. Ce aromă are! E grozav de bună. E minunată lângă fripturi, minunată lângă pește, lângă un cartof prăjit, ca aperitiv, lângă un pilaf, lângă o ciupercă, lângă orice. Vitamine, e sănătate curată salata asta. O puteți păstra în frigider, în felul acesta, până la 10 zile, într-un borcan închis ermetic cu capac. Sunt Gina Bradea. Îmi plac rețetele simple și gustoase. Urmăriți-mă! Vă mai aduc și alte rețete în curând.